Nici nu s-au terminat bine alegerile locale, că partidele își fac deja planuri pentru parlamentare. După ce Partidul Național Liberal a publicat lista candidaților pentru județul Gorj, Alianța USR Plus și-a ales potențialii deputați și senatori din partea formațiunii. Duminică, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu, reprezentanții filialelor USR și-au ales candidații pentru scrutinul din decembrie. În interiorul organizației județene, votul președinților de filiale a fost secret, la urne, acordând un punctaj de la 1 până la 6 tuturor supleanților înscriși în competiție. Cel care a avut cel mai mare punctaj a fost primul pe listă. Astfel, în ierarhia creată, Radu Miruță, președintele organizației județene, ocupă primul loc pe lista deputaților, urmat de Marius Dimulescu, Nelu Pleșu, Adrian Tutunaru, Simona Boltașu și Flavius Bălăcenoiu. Pentru Senat, Cornel Răducanu deschide lista, Ioana Rădescu și Luminița Brâncuș fiind pe locurile 2 și 3. Radu Miruță consideră că rezultatul alegerilor interne este bazat pe gradul de implicare al fiecărui membru, fiind în totalitate voința alegătorilor. Cât timp este voința oamenilor? Mie mi se pare că de la un anumit număr de membri încolo rezultă efectiv, adică rezultatele au legătură cu gradul de implicare, cu meritocrația, cu percepția oamenilor corectă asupra potențialei intenții de vot. E voința oamenilor. Absolut orice decid colegii mei, cât timp metoda prin care ei decid acest lucru este una transparentă și corectă, e lăudabilă și sunt de acord cu ea. Nu pot să fiu împotriva deciziei unei astfel de entități. Președintele filialei gorjene a USR consideră că rezultatul nesatisfăcător la alegerile locale nu va fi un impediment pentru scrutinul din decembrie. În prezent se lucrează la o strategie pentru a nu repeta greșelile din campania electorală recentă. Din orice astfel de activitate, în orice astfel de scrutin electoral, noi tragem niște învățăminte și verificăm ce se putea face mai bine, unde s-a greșit, ce s-a greșit și ce putem face și pe cât de mult suntem capabili a face, astfel încât greșelile făcute să nu se mai repete. Cam de aici pleacă strategia pe care noi o avem pentru alegerile parlamentare și la care lucrăm după alegerile locale și sperăm să terminăm la finalul săptămânii. Și liberalii gorjeni și-au ales reprezentanții în viitorul Parlament. Ion Iordache ocupă locul fruntaș la Senat, pe locul 2 fiind actualul primar al Rovinariului, Robert Filip. Pentru Camera Deputaților, Dan Vâlceanu este primul care își dorește încă un mandat, lista fiind continuată de Gheorghe Pecingină, Iulian Popescu, Mihai Paraschiv și Denisa Șuță. Liderul organizației municipale, Marcel Romanescu, nu pare să fie de acord cu propunerile celor de la județ. Acesta sugerase inițial alți oameni pentru parlamentare, însă propunerea lui nu a fost luată în calcul. Și că biroul permanent local, cel pe care eu îl conduc, îl coordonez, nu a girat pe niciunul dintre cei care au fost anunțați până acum. Acum, e o chestie nu neapărat de statut, e o chestie morală. Atâta timp cât ai o singură organizație cu un număr foarte mare de voturi și cu un rezultat, eu zic, foarte bun după alegerile locale, cred că ar trebui să o iei în seamă. Așa văd eu lucrurile pentru alegerile parlamentare. Ai și varianta de rezervă să nu ții cont de ce se întâmplă în organizația municipală, să nu ții de cont de faptul că ai primar la Târgu Jiu și să-ți asumi rezultatul. Romanescu consideră că PNL ar trebui să stabilească viitorii candidați în funcție de profesionalismul acestora, indiferent dacă sunt sau nu membri de partid. De asemenea, Romanescu este de părere că în partid ar trebui să nu fie aduși traseiști politici, ci oameni cu o imagine bună. Cred că trebuie să trecem de la etapa transferului de lideri politici dintr-o formațiune în alta, pentru că odată cu acest transfer, oamenii tăi sau oamenii care speră la un moment dat că pot fi promovați de Partidul Național Liberal își pierd încrederea în tine ca formațiune. Momentan, USR și PNL sunt singurele organizații politice gorjene care și-au anunțat candidații pentru alegerile din decembrie.